v-am găsit, prieteni, la un nou dialog cu viața. Săptămâna trecută, la Surduc, a fost o tabără pentru copii și, ducând copiii de la Traian Vuia cu mașina în fiecare dimineață, am întâlnit un american vorbitor de limba română. Mi s-a părut foarte interesant să întâlnesc un englez, un american vorbitor de limba română. Foarte rar se întâmplă. Vin mulți americani în zona noastră, dar noi trebuie să ne chinuim să vorbim cu ei. Te-am întâlnit pe tine și vorbeai chiar foarte bine, lucru care m-a impresionat. De fapt, în prima instanță nici n-am știut că nu ești român. Și apoi m-am interesat despre tine și am aflat că te numești Eric Brewer. Am pronunțat bine? Corect, da. Dar noi o să-ți spunem doar Eric, că da. E mai simplu pentru noi. Da, bine. Și apoi să vedeți, am aflat cum a ajuns el să vorbească limba română. El e american jet pe jet, dar a misionat în Republica Moldova. Noi spunem că Republica Moldova sunt frații noștri de peste Prut și se vorbește, bineînțeles, limba românească și acolo ai învățat. Cât timp ai misionat în Republica Moldova? Eu 10 ani de zile am locuit în Moldova ca misionar. Am înțeles că ți-ai luat și de nevastă o moldoveancă. Da, bineînțeles. O româncă de-a noastră. Cea mai frumoasă. Hai spune cum ai cunoscut-o. Cum a ajuns un american să se căsătorească cu o româncă? Da, la facultate. Noi am mers la aceeași facultate și studiind acolo, ea mi-a povestit despre Republica Moldova, despre misiune care se face acolo și m-am interesat. Și am făcut o tabără de vară și cu o echipă mare am mers și... Am dat de ea, am dat de Moldova. Asta e prima dată când am auzit limba română în viața mea. Aveam 19 sau chiar 20 de ani. Auzi, dar e greu să înveți limba română? Pentru mine, nu știu cum să spun, un pic greu, dar îmi place limba, e frumoasă, îmi place cum sună. Da? Da. Asta întreb pentru că vreau să știu cum se aude din exterior. De exemplu, noi învățăm limba engleză, se învață și la școală, e trecută în programă. Suntem foarte familiarizați cu limba engleză, pentru că marea industrie a filmului în toată lumea, cred că e din America, marea industrie a muzicii, totul de fapt vine din vestul vostru, să zic așa. Și atunci noi suntem foarte familiari. Dar limba română e o limbă care se vorbește aici, nu e internațională, e o limbă națională și punct. Nu se predă niciunde, nu se învață niciunde. Cred că nici muzica noastră nu trece granițele prea mult. Și atunci de asta întreb, cum se aude, cum se poate învăța. Hai spune-ne despre tabăra asta și apoi o să le spunem oamenilor și despre ce vorbim astăzi. Spune-ne despre tabăra de la Surduc. Cu un an în urmă, vară trecută, am auzit de tabăra aceasta. De fapt, o echipă din biserica noastră a mers acolo, la tabăra aceea, și am auzit că a fost bine, copiii mulți au venit și s-a studiat Biblia. Și când am auzit de asta, am vrut și eu. Am simțit chemarea lui Dumnezeu și am zis că la anul vreau și eu să mă implic și mă duc. Și am fost ales ca lider echipei și așa am ajuns să fiu și eu la tabără cu copii din România. Deci ești al doilea an la Surduc. Da, acum este al cincilea an când facem noi tabără aici ca biserică, dar pentru mine asta e prima dată când vin cu echipă. Dar am mai fost în anii precedenți când locuiam în Republica Moldova, vineam în fiecare an în România, în Surduc. Și acum dacă mai vrei să adaugi ceva, hai, spune-ne câți ani ai, ai spus că ești căsătorit, aveți copii? Da, avem copii, avem 3 copii, am o fată și un băiat și o fată mică, avem 3 copii. Eu am 35 de ani și eu am venit aici cu fata mea mare, cea mare, adică ea are 8 ani, împlinește 8 ani, chiar în timpul călătoriei o să împlinească, peste câteva zile, 8 ani. Domnul să vă binecuvânteze. Mulțumesc. Când l-am invitat la emisiune, când l-am invitat la dialog, m-a întrebat despre ce vrei să vorbim. Și zic, auzi, dacă ți-aduce aminte, nici nu m-am gândit. Hai să stabilim un subiect împreună. Da. Și știți ce mi-a răspuns? Hai să vorbim despre bunul simț. Și m-am dus acasă și am spus soției mele, uite, zic, Eric mi-a propus să vorbim despre bunul simț. 100% că s-a întâlnit cu lipsa de bun simț. Da, cu părere de rău, așa este. Eu ca și dascăl, soția mea e dascăl, lucrăm cu copiii, tu ai studiat limba engleză, ai predat ca și profesor de engleză, ai predat și în Republica Moldova, lucrezi cu copii și concluzia care ai tras-o și eu am tras concluzia asta la un moment dat, e că lipsești cei 7 ani de acasă. Așa.
copiii nu sunt recunoscători. Da. Atunci mă gândeam și știi ce am spus soției mele? Uite mă, oamenii ăștia vin din America, adună tot anul bani, ei vin cu banii pentru tabără, ei își adună materiale, își plătesc drumul, își plătesc cazarea, lasă din timpul lor, chiar mi-ai spus că cei care au venit, echipa ta, care ați venit împreună, și-au luat concediu de la servici. Corect. Și ar fi putut foarte simplu să vină în România și să viziteze România. Uh-huh. E o țară foarte frumoasă. Ar fi avut multe locuri și lucruri de vizitat. Dar au ales să vină și să, aș spune, să le slujească copiilor. Să învețe, să facă activități cu ei, să facă programe. Am văzut că în fiecare zi au plecat cu câte ceva acasă. Așa. N-au venit cu mâna goală. Le-ați dat și o masă, un prânz. Le-ați dat și ceva de mâncare acolo. Și cu toate astea, sunt copii care nu sunt recunoscători. Da, sunt așa. Așa cum am spus, cu 10 ani m-am ocupat de tineri. Și atunci mi-am dat seama că tinerii foarte mulți n-au bunul simț. Și mă gândeam, dar de ce așa? Că când am crescut eu, se învăța. De la părinți învățăm noi. Dar am văzut că e lipsă. Și mă gândeam de ce. Și după 10 ani, eu am început să mă ocup de copii. Și mi-am dat seama de ce, pentru că acum în copilărie avem o generație care a crescut, care copiii n-au învățat bunul simț de la părinții. Ori în Republica Moldova am văzut că părinții sunt plecați de peste hotare și nu sunt acasă să dea o educare de bunul simț. Dar în America aveam o altă problemă, dar ajungem la același punct, că părinții lucrează zi și noapte și n-au timp să dea o învățătură de bunul simț la copii. Și în Republica Moldova și în America situații diferite, dar ajungem la același punct că copiii acum nu mai au ce 7 ani de acasă sau bunul simț, așa cum spunem. Acum, asta zici că se datorează lipsei de implicare a părinților, că nu au timp. În România sunt mulți părinți care sunt plecați în străinătate la muncă. Da. Fie că au plecat pe o perioadă mai lungă, fie că pleacă sezonier cu un contract, fie că muncesc aici, se muncește mult. Și ai spus că și în America se muncește mult. Și atunci nu au timp pentru copii. Asta ar fi o cauză. Da. Eu m-am gândit și mai la ceva. Să știi că uneori e nepăsarea. Da. Te-ai gândit că poate fi și nepăsarea. Da. Există așa o nepăsare și din partea părinților, dar și din partea copiilor. Nu sunt... Nu le pasă, nu știu să se comporte și nici nu știu că ar putea să adopte un alt fel de comportament, nu se interesează și nu le pasă că îi rănesc pe ceilalți, pentru că în fond și la urmă urmei, așa e că un comportament din ăsta fără bun simț rănește pe celălalt. Da, bineînțeles. Fie că în cazul ăsta sunteți voi răniți, că nu cred că așteaptă cineva plecăciuni, sărutări de mâini, nu, nici de cum. Laude și nu mai știu ce, dar îl mulțumesc. Da, îl mulțumesc, e de ajuns. Un sărmâna pentru masă, da. Un apreciez ceea ce faceți da, pentru noi, da. Efortul vostru, dar hai spune-ne despre cu ce vă confruntați voi în tabăra asta, situații. Da, în tabăra am văzut că sunt mulți copii care părinții ori nu sunt acasă, ori n-au timp și bineînțeles că este sărăcie. Avem copii săraci care vin, care nu au, care vor, dar slavă Domnului că avem oportunitatea să stăm cu ei, să le arătăm lor dragoste, să petrecem timp cu ei, să vorbim cu ei, să îi ascultăm de ei, că e clar că foarte mulți n-au asta, ori n-au acasă, ori n-au pe cineva care se implică în viețile lor. Da. Am putea să vorbim, de exemplu, în lipsa asta de bun simț și de instinctul de superioritate sau dorința de dominare? Da, poate și asta, da, ar fi. Cum justificăm altfel un comportament din ăsta? Am văzut eu, îi spuneam și soției mele într-una din dimineți, îmi venea să-l strâng pe unul de gât. Dumnezeu să mă ierte. Adică l-am văzut așa, foarte respingător, foarte repulsiv, chiar gândea acolo, vorbea urât cu copiii, îi împingea pe alți copii și era un băiat destul de mare. Nu era de 6-7 ani, poate la 14 ani. Și voi încercați să
să negociați, să vă purtați cât mai frumos, să-i inspirați, să-i transmiteți o energie pozitivă și el parcă își închidea toate zidurile, își punea toate scuturile și toate armurile și nu primea nimic, nicio energie pozitivă, dar în schimb dădea o energie negativă. Da, da, și asta se transmite. Asta, da. Ceilalți prind asta. Da, 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 și se transformă se transformă într-o echipă din asta, se face o echipă de oameni, de copii de lipsiți de bun simț. Spune-ne, cum putem să dobândim acest bun simț? Ne naștem cu el? Nu, așa, cum e scris în Biblie, noi ne naștem păcătoși, dar suntem egoiști. Asta e ușor de văzut. Eu zic despre copiii mei. Ei sunt frumoși, eu am mare dragoste față de copiii mei, dar eu văd egoism în ei și eu în fiecare zi cu soția mea, noi încercăm să învățăm să nu mai fi egoiști. Și este foarte greu, pentru că e în ei, e în mine și în soția mea. Și interesant cum Dumnezeu vrea ca noi, fiind egoiști, să învățăm pe copii să nu mai fi egoiști. Și tragem și noi lecții din asta. Și reușești? Da, cu ajutorul Domnului, da. Mă gândeam, de exemplu, uite, am găsit, căutând pentru subiectul ăsta material, să mă documentez, să aflu mai multe lucruri, am găsit spunând, oameni spunând că omul vine pe lume cu bunul simț ca ceva ancestral pus în om, omul prin construcție, prin natură, are calitatea asta, doar că mai departe va fi dezvoltat sau nu, în funcție de mediul în care se desfășoară, mediul în care își desfășoară activitatea. Și vorbim așa, valoarea bunului simț va crește sau nu în funcție de familie, mai departe de mediul educațional. În România începe grădinița undeva la 3 ani, se sfârșește la 6-7 ani, merge la școală și de acolo cât face școală. Atunci, prietenii pe care îi are, biserica la care merge, dacă merge, crezi că și biserica contribuie la creșterea valorii bunului simț într-un copil? Da, da. Eu mă ocup de copii acum și foarte ușor să știu, îmi dau seama dacă se ocupă părinții, dacă se implică copiii în viața copiilor și dacă copiii merg la biserică. Da. E foarte ușor să deosebesc dacă e așa. Pentru că după comportamentul lor, așa cum sunt ei, e clar, e evident care are implicarea părinților și care merge la biserică și care n-are. Atunci, biserica nu promovează lucruri de genul violență, nu promovează, nu știu, egoismul, nu promovează lucruri de genul. Că acum când vorbim de bun simț, vorbim de un bun simț pentru sine, respectul de sine. Vorbim un bun simț când vine vorba de raportarea la ceilalți, la societate, la oameni și vorbim de un bun simț și cu privire la planetă, la pământ, la țară. Că poți fi respectos cu oamenii și poți fi foarte neglijent și obraznic, să zic așa, îmi permis să spun obraznic, așa cu pământul, aruncând gunoaie, făcând mizerie. Uite, am fost de curând la, să zic, un picnic cu o altă familie tânără și cu soția mea, copilul, și crede-mă că din loc în loc, pe iarba verde, erau numai locuri în care s-a făcut foc. Da. Și atunci mă gândeam, și mai era unul, bineînțeles, încerca să aprindă un alt foc, puțin mai încolo, mi-a fost ciudă pe el. Păi am zis, mă, dacă aici a fost făcut cândva un foc, fă tot acolo. De ce ai vrea să faci un alt foc la 2 metri lângă el? Acolo nu o să crească câțiva ani, nu o să mai crească iarbă. Și n-avea unde să pui pătura, pentru că aici era locul în care a fost focul, lângă erau gunoaie, nu și-a adunat gunoaiele. Deci atunci asta poate fi etichetată ca o lipsă de bun simț vis-a-vis de pământ, de planetă, de spațiu. Da. Deci pe de o parte ziceam că există o categorie de oameni care spun că noi ne naștem cu simțul ăsta de bun simț, e ceva ancestral, dar am găsit o altă categorie de oameni care susțin ceea ce spuneau latinii. Latinii spuneau că omul se naște tabula rasa, o tablă goală. Da. Și primii care scriu pe tablița asta sunt părinții. Și atunci putem să spunem că vinovați de lipsa de bun simț al cuiva sunt copiii. De fapt, cineva se juca cu cuvintele și spunea, uite cum îi și numim
Vorbesc în română, că în engleză nu se potrivește. Noi îi numim copii. Dacă pui accentul, poate să fie copii. Da, da. Și dacă spui copii, e o copie a părinților. Și atunci avem o altă problemă. Cum poți să pretinzi bun simț de la un copil care crește într-o familie de oameni fără bun simț? Da. Și atunci uite ce se întâmplă. Se transmite. Cum se transmite din părinți în fiu și atunci ne întrebăm de ce avem problemele pe care le avem. Da. Pentru că nici nu trebuie multă minte să te gândești ce fel de părinți are. Vis-a-vis de asta, mă vreau să spun un proverb spaniol și mă gândeam să luăm și o pauză muzicală. Un proverb spaniol spunea că un gram de mamă face mai mult decât o tonă de preot, de popă. În cazul nostru, de dascăl, de pastor, dacă vrei. Pentru că părinții, mama, petrece cel mai mult timp cu copilul. Preotul poate l-are duminica la biserică 3 ore, 4 ore, păstorul. La biserică, la școală e de la 8 la 12, 1, 2. Dar marea majoritate a timpului o petrece în familie copilul. Așa. Și cred că de aici se învață bunul simț. Deci accept varianta asta care o spuneau latinii, copilul se naște tabula rasa, dar părinții scriu pe tăbliță. Ei scriu ce vor să facă. Ei scriu acolo bun simț sau fără bun simț, obraznic. O să vedem imediat, discutăm unde se ajunge, în ce direcție se îndreaptă un copil care nu este învățat bunul simț din familie. Vă propun o pauză muzicală, urmăriți un videoclip muzical și apoi vom reveni. Ta. El vine azi din nou și bate. Îl vei deschide sau vei refuza? Îi vei deschide sau vei refuza? Întoarce-te din drumul tău, lasă poftele deșarte. Dumnezeu te face fiul său și-ți dă iertare de păcate. Dumnezeu te iubește, pentru tine s-a jertfit. El și-a dat pe cruce viața că-și te-a iubit. Dumnezeu te iubește, pentru tine s-a jertfit. El și-a dat pe cruce viața că-și te-a iubit. De câte ori ai recunoscut că numai Dumnezeu te-a ocrotit? Ți-ai văzut de drum, nu te-ai întors la El să fii smerit. Nu te-ai întors la El să fii smerit. Întoarce-te din drumul tău, lasă poftele deșarte. Dumnezeu te face fiul său și-ți dă iertare de păcate. Dumnezeu te iubește, pentru tine s-a jertfit. El și-a dat pe cruce viața că-și te-a iubit. Dumnezeu te iubește, pentru tine s-a jertfit. El și-a dat pe cruce.
și viața că și-a iubit. Și astăzi Domnul mâna își întinde, și astăzi ușa e deschisă. Mâine poate fi va prea târziu, mâine poate ușa va fi închisă. Întoarce-te din drumul tău, lasă poftele deșarte. Dumnezeu te face fiul său și-ți dă iertare de păcate. Dumnezeu te iubește, pentru tine s-a jertfit. El și-a dat pe cruce viața că și-a iubit. Dumnezeu te iubește, pentru tine s-a jertfit. El și-a dat pe cruce viața că și-a iubit. Întoarce-te din drumul tău, lasă poftele deșarte. Dumnezeu te face fiul său și-ți dă iertare de păcate. Dumnezeu te iubește, pentru tine s-a jertfit. El și-a dat pe cruce viața că și-a iubit. Dumnezeu te iubește, pentru tine s-a jertfit. El și-a dat pe cruce viața că și-a iubit. Amin. Gloria Domnului. Sper că v-a plăcut momentul nostru muzical. Am vrut să vă spun despre bun simț, să vă spun altfel cum stau lucrurile. Omul când se naște e diferit de animal și prin tot ceea ce ține de om e diferit de animal. Animalul se naște într-un fel, am putea să spunem, predefinit. E construit să funcționeze într-un anumit fel. Învață un comportament anume, eventual mai poate fi dresat. Dar un bou se va comporta toată viața lui ca un bou. Nu poate fi învățat să se comporte ca un cal. Un cal se comportă ca un cal, o găină, e natura lor, e celula lor și e natura lor de a fi și de a se comporta așa. Ei, de cealaltă parte, omul se naște cu un material de bază care trebuie dezvoltat. Animalele, de exemplu, ai văzut, se nasc și imediat, într-o oră, poate se ridică și umblă. Omul are nevoie de un an de zile ca să umble. Da. Animalul se naște și cum s-a născut, e vorba numai de o dezvoltare fizică. Cu materialul care s-a născut, cred că cu ăla rămâne. Nu mai are nimic de învățat. Învață foarte repede să sugă, să pască și așa mai departe. Omul trebuie să învețe, să mănânce, trebuie să învețe inclusiv să vorbească, să comunice. Dacă se va naște un copil în România, va vorbi limba română. Pentru că învață să vorbească limba română. Dacă se va naște în America, va auzi limba engleză și va învăța să vorbească limba engleză. Atunci, ce concluzie am ajuns? Folosim o metaforă aici, pe care o folosea Constantin Noica, un mare om de cultură și filozof din România. El spune așa, cărămizile formează construcția, structura. Dacă cărămizile sunt de calitate, vom avea clădiri de calitate. Ori în cazul nostru, cărămizile sunt valorile pe care le clădim în viața unui copil. Astea sunt cărămizile. Da. Clădirile, construcțiile, să zicem, e societatea. Da. Pentru că societatea e formată din indivizi. Un individ are cărămidă peste cărămidă, valoare peste valoare și un individ am putea să spunem că este suma valorilor pe care și le-a însușit. Dacă le are sau nu le are. Și atunci cred că putem să spunem așa. Avem societatea din care e formată din indivizi. Dacă avem indivizi construiți cu cărămizi proaste, cu valori, mai mult non-valori, da. Atunci ce fel de societate vom avea?
Nu o să fie o societate bună. Vom avea o societate slabă. Da, foarte slabă. Dar dacă avem cărămizi bune, asta vreau să înțeleagă oamenii, vom avea o societate puternică. Și depinde, o să avem probleme. Nu contează dacă, în ce societate ești, sunt probleme. Și se vede atunci cum e material, dacă e bun sau dacă nu e bun. În situația de criză. Da, dacă am fost învățați valorile bune sau dacă n-am fost învățați valorile bune. Și dacă umblăm în valorile bune sau dacă nu. Că putem să fim învățați, dar să nu... Așa, trăim ceea ce am învățat. Tot asta implică și bunul sens, că să facem ceea ce am învățat, nu doar să învățăm. Dacă am exprimat corect. Da, te-ai exprimat bine. Deci, așa cum pământul ăsta se cutremură din când în când, unele clădiri cad și altele rămân în picioare. Așa. La fel se întâmplă și cu societatea. Din când în când societatea se cutremură, are parte de cutremurul ei. Familia, de exemplu, are parte de cutremurul ei. Sunt clădiri care rămân în picioare, sunt societăți care rămân în picioare și sunt societăți care în momente de criză se duc la fund. De exemplu, se spune că Japonia e țara cea mai civilizată. Așa se spune. Da. Îți aduce aminte când a fost tsunami-ul în Japonia? Da, da. Îți aduce aminte că stăteau oamenii la rând, erau vai de ei, luați de apă, cu casele duse și ei stăteau la rând să returneze obiecte găsite. Stătea acolo cineva să adune și venea și spunea, am găsit un lănțișor de aur, am găsit un ghiul. Ei nu mai aveau nimic, dar veneau să spună, am găsit, nu știu, am găsit o cutie de valori, am găsit un seif, un televizor, un laptop, un televizor, un telefon, nu știu, ceva, ceva de valoare. Deci când s-a cutremurat lumea lor, când s-a cutremurat societatea lor, s-a văzut din ce material s-a făcut și s-a văzut calitatea lor. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim cu dialogul nostru despre bunul simț și despre bună creștere. Rămâneți aproape, prieteni, revenim în câteva momente. E ok? Da. Cum te